Cristina Dobocan, redactor la Cotidianul Jurnal Bihorean. Astăzi mă aflu în fața dumneavoastră comisiune specială, aceea de a anunța câștigătorul Marelui Premiu a Art Gallery Festival. Așa cum s-a mai spus, acest eveniment este fondat și organizat de Ana și Marișa Zaporojan. Din cauza pandemiei și a restricțiilor impuse de autorități, manifestarea s-a desfășurat online. Cu toate acestea, Oradea, capitala națională Art Nouveau, a devenit în perioada 4-10 iunie și capitala bijuteriei. Urbea noastră a găzduit virtual creatori de bijuterii din peste 25 de țări de pe 3 continente. Prin intermediul canalului YouTube Art Gallery Festival, pe parcursul unei săptămâni, au fost aduse în fața iubitorilor de frumos bijuterii semnate de designeri atent selectați din întreaga lume, ateliere de mărgelit, tururi ghidate și momente artistice. Duetele mărgelistice au fost prezentate de modele într-o ședință foto și video de poveste asigurată de artiștii fotografi Adela Rusu și Ovi de Pop, respectiv de videodesignerul David Levai. Toate acestea au fost găzduite de Villa Apartments. Bijuteriile au fost spectaculos asortate la ținutele create de fashion designerul Oana Pădure, coafiurile și machiajul au fost asigurate de Salon Delia și de make-up artistul Anda Șuteu. Art Gallery Festival a fost salutat de personalități din Oradea, dar a primit și aprecierea unor festivaluri de gen din Ucraina și Cehia. Cum festivalul s-a desfășurat sub forma unui concurs, permiteți-mi să vă prezint jurul festivalului, format din specialiști din acest domeniu, din țară, dar și de peste hotare. Membrii juriului sunt Aldona Pintea din România, creator de bijuterii cu numeroase expoziții în saloanele de artă, participant la New York Fashion Week și la diverse alte evenimente internaționale. Tamun Aleșhava din Georgia, creator de bijuterii, instructor, autor al unui manual despre bijuterii. Irina Sasaki din Japonia, câștigătoarea titlului cel mai bun designer la ediția 4-a Art Gallery Festival. Yuri Shumansky din Ucraina, directorul expozițiilor internaționale de bijuterii și accesorii organizat la Kiev. Olga Shumilova din Rusia, creator de bijuterii, instructor la școala de bijuterii. Aneta Valius din Franța, creator de bijuterii, instructor, autor de manuale despre bijuterii. Ana Dehtereava din Rusia, clientă, posesoare a unei colecții impresionante de bijuterii. Secțiunea duete mărgelistice în stil Art Nouveau a fost jurizată de Svetlana Kosman din Statele Unite, designer profesionist, câștigătoarea numeroase concursuri internaționale în domeniul designului, instructor la școala online de bijuterii, care îi poartă numele Svetlana Kosman. Și acum să ajungem la câștigătorul Marelui Premiu, deși, dacă stau bine să mă gândesc, vreau să vă țin trează curiozitatea și am să vă vorbesc câte ceva despre Marele Premiu, care este un sejur de o săptămână pentru două persoane la complex Păstrăvul din Săpânța Maramureș. Cine petrece acolo chiar și numai o zi pleacă încântat de frumusețea oamenilor, de condițiile excelente de cazare, de mâncarea gustoasă, total contraindicată celor care vor să slăbească, dar și de atmosfera tipic moroșenească. Aduc mulțumiri pe această cale domnului Sandu Griguța, proprietarul complexului Păstrăvul din Săpânța, unde va petrece câteva zile excepționale câștigătorul concursului nostru. Și acum momentul mult așteptat. Câștigătorul Marelui Premiu este Natalia Mariaș din Ucraina. Felicitări! Te așteptăm cu drag în țara Maramureșului ca să-ți revendici premiul, iar pe dumneavoastră vă invităm să ne fiți alături la următoarele ediții. Mulțumiri încă o dată Villa Apartments Oradea pentru găzduire!